Salutare tuturor, mai și noi am găsit la un nou episod. Astăzi suntem alături de 4Gamers. Salut! Și vom încerca să salvăm Crăciunul aici pe Mineplex la minigame-ul Christmas Chaos. Și hai să vedem ce facem. Trebuie să apărăm acest moș Crăciun de eventualele pericole. Suntem aici cu 4Gamers încercând să câștigăm meciul ăsta și să-l apărăm foarte bine. Hai să ne cine ia cadou. Și acum trebuie să spargem toate chestiile astea ca să poată treacă Sania lui Moș Crăciun. Și cred că voi știți deja cum se joacă minigame-ul ăsta, pentru că acest minigame a fost în fiecare an pe Mineplex, fiecare an de Crăciun. Și am zis să-l jucăm pentru că mi-am adus aminte că trebuie... Fiecare Crăciun, de fiecare. Da, că am jucat minigame-ul ăsta în fiecare an și cred că ăsta e al treilea an cam așa când joc acest minigame și în continuare e destul de interesant. Și da, hai că i-a dat drumul. Aici mai se spamunează și Teleton, dar am avut cu ei... Și mai e și lag. Bun. Și m-au apărat. Parcă anul trecut era mai lag. A, da, acum nu suntem chiar așa, aproape de Crăciun, asta e ideea. Și, da. Hai să vedem ce facem acum. Trebuie să facem un parcurs, de fapt, nu chiar parcurs. Trebuie să... Leverele, dar trebuie să faci un parcurs ca să le dai. Cred că mulți dintre voi știți deja acest minigame, adică mulți dintre voi l-ați jucat. Trebuie să mergem aici la parcurs. Să-l facem. Așa, am luat. Mai a dat deja drumul ăla. Deci... Și da, încă unul. Mă, nu-i chiar așa lag. Asta, nu știu, doar când merge. Nu știu, cred. A, da, atunci. Încă unul mai după. Bun. Așa, da, l-a dat pe unul void din cauza spider-ul ăștia care vin pe aici, dacă îți dă una, îți dă knockback. Da, deci trebuie să fim atenți. Deja vă că au supraviețuit mulți, suntem 12 acum din 16, deci e bine. Uneori nu eram 4 din 10 cadouri am dat. 11. Și asta e a treia probă. Uite, 11 playeri. Mai murit lumea. Și da, acum o să trebuia să facem, cineva va face labirintul ăla din partea aia și noi o să încercăm pe ăsta. Și aici nu trebuie să sărim, pentru că dacă sărim o să ne dea în spate, o să ne arunce pur și simplu. Upsi, am fost aruncat? Oh, din nou. Mi se pare aici că dacă mori, mori de tot, nu? Pare mi se da. Cam așa. Hai că am trecut destul de frumos pe lângă ăla și s-a dus ăla, uite, uite-mă și pe mine, cam pe aici era așa. Hai că ne-a aruncat. Și trebuie să facem și labirintul ăsta care este în gheață. Este la fel peste tot, deci unii care au învățat labirintul îl pot face din prima dată. Da. Iar fi schimbat și aici în ceva, dar îți dai seama, nu. Dar totuși rămâne un minigame interesant. Da, plin de acțiune. Și va fi interesant la parcursul ăla, pentru că mie îmi place să fac parcursul. Ăla, Snake, parcursul sau cum se chema. De fapt, nu e ăla. Ei, nu știu. Mai nu știu unde am ajuns. Și unde sunt și ce fac, dar încerc să găsesc ieșirea. De fapt, intrare, nu. Ieșirea din labirint. Da, ieșirea. Ieșirea din labirint, ca să... Cred că am ajuns mai departe, dar nu știu dacă voi nimeri unde trebuie. Sau poate că da? Cred că am nimerit. Cred. Da, am nimerit-o. Da? Da, uite. Ia. Activează. O, bravo.
cum e, din labirint acum. Așa cum începe acest Snow Monster, cum îi zice și numele. Este un monstru de gheață care trebuia să... De fapt este un golem care trebuia să-i dăm damage și el se urcă aici. Și trebuie să-l dăm jos acum, trebuie să-l nimerim. Da, nu damage. Și aici îi poți da damage și din aer. Destul de interesant. Nu-i tragem și noi acolo, poate nimerim. Și da. Hai să mergem și noi puțin mai în față. Este și puțin lag, nu prea poți să-l nimerești. Cred că eu l-am luat acum. Sau săgeata exact. Da, hai să știi. Da. Oh, l-am nimerit. S-a auzit. Iar? Deci eu sunt aici jos. Hai, cred că îl omorăm ușor acum. Tot 11 oameni. Și este omorât. Trebuie să mergem foarte rapid la parcursul ăsta pentru că aș vrea să-l fac primul. Hai să vedem. Măcar dau checkpoint-ul ăla. Ăla îmi place mie mult. Dar acum aceea de obicei durează cel mai mult. Da, o să strângă foarte mulți oameni și o să te încurci. Eu nu mă duc pe prima parte, că acum se duc mai mulți. Și v-ați dus 4 și mai așteaptă 4 aici. Da. Hai că încerc și eu totuși să merg cu ăștia. Hai că și eu cu tine. Da, e plin, aici nu văd nimic. Da, dar chiar, trebuia să sar acolo și am sărit că l-am văzut pe ăla din față. Hai că nu mai e nimeni cu mine. Așa. Așa. Hai că am mers. Vă activați checkpoint-ul. Au, l-am căzut. Deci uite unde dar am căzut. Noi trebuie să omorâm și zombie, nu? Da. Și vezi că dacă te omoară, ești rip. Stai că vin și la bot aici. Uite mă cât acolo. Hai că am luat și-o câțiva monștri. Eram aproape să ajung la checkpoint-ul ăla, dar na. Eram aproape. Și unul în spatele meu a căzut. Și da, hai să vedem, poate ajungem acum destul de departe. Ăsta nu știu cum a ajuns aici. E unul care e blocat într-un bloc. Pur și simplu stă aici. Așa, ne învârtim puțin. Și vine nu. Ăsta. Nu știam unde să... Și cred că am ajuns la checkpoint. E? Da. Checkpoint. Gata, am scris. Checkpoint și o să vină mai mulți aici la checkpoint. Eu sunt primul. De fapt, numai tu, pentru că ceilalți încă fac parcursul. Mai sunt 10 oameni. Și încercăm să terminăm și parcursul ăsta. Bă. Stai, ce s-a întâmplat? Stai, în partea asta. A, mă, și chiar trebuie să ne băgăm și noi skin-uri de Crăciun. Nu, unde trebuie să sar acolo, că nu înțeleg. Aha, uite, m-am înțeles. Așa. Gata, l-am terminat. De? Unde e? Unde, dar ce fac acum? Mă, păi... ce fac acum? Păi nu știu, nu începe nimic acolo. Nu? Sau nu trebuia să sar aici? Ba da, aici trebuie. The Cloud Miner. Mamă, uite, e de asta. Dar de unde l-a luat? Sau era deja luat aici? Că era o sticlă de-aia acolo, dar... Dar da, oricum nu contează, dar important e că l-am făcut.
Așa, au bătut ăia deja gigantul la mare? Da. A, eu eram la parcurs, îl făceam. Și acum, ultima rundă, poate câștigăm. Asta este prima încercare, deci ar fi foarte bine să reușim din prima. Și da, am mai murit unul, adică, de ce nu? Și da, e posibil să facem și în 8. Și acum, acest, te cum îl chema? Pumpkin King, da. Pumpkin, da. Ăsta e și în terarie. Sau nu e? Sau ba da. Așa și ce ai făcut, să intri pe blocurile astea gen care e culoarea? Da, și să dai în ăla. Dar vezi că te aruncă și e posibil să te aruncă ce în TNT. Vezi când dai în el să nu dai încât să te arunce în TNT-ul lui. Bă, stai pe green. O, ieși lângă mine. Și acum, dacă îi dai una. Încă una. Și încă una. Vezi să nu te dea în TNT-ul lui că ești mort instant. Și acum ce se întâmplă? Green. Stai un green. Nu cred, mor. Deci mă omor că m-am prins un schelet de asta de-a lui. Mai suntem... Yellow. Tente-o, tente-o. Hai că îl puteți bate. Am pus cu săgeata să-i dai. Ba da, Fugi, fugi, că dacă tente-o. Dar mai bine dai cu sabia. Haide, mori eu, da. Că mi-a prins una. Cred, cred. Bă, scheletonul, m-a omorât scheletonul, nu cred. Și mai sunt doi. Hai să vedem, poate reușesc ăștia. Hai să vedem dacă salvează Crăciunul. Nu se reușească? Și Așa. Au salvat Crăciunul. Da, din păcate am murit, dar nu contează. Și cât da. N-a făcut și noi o parte. Sper că v-a plăcut acest episod în care am salvat Crăciunul. Poate că nu noi, dar în total toată echipa am salvat-o. Salvat Crăciunul. Și da, mulțumesc pentru atenția acordată. Nu uitați să lăsați și voi un like dacă v-a plăcut acest episod. Mulțumesc că ce? Da, pa!